Virtus Game este o competiție sportivă care a avut prima ediție în 2014 și reunește delegații naționale alcătuite din veterani și militari răniți în teatrele de operații sau cu diverse afecțiuni. Fac parte din echipa Invictus de la înființarea ei. Am fost în echipa de observatori de anul trecut din Statele Unite, din Orlando, Florida. Jocurile Invictus sunt create pentru memoria eroilor căzuți în lupta împotriva terorismului și pentru a cinsti eroii care, în viață, care reușesc să-și depășească limitele. Unii dintre ei au dizabilități foarte mari, alții au simpla calitate de a fi răniți în teatrele de operații. Pe toți ne leagă același lucru, facem parte din Alianța NATO. Suntem acei oameni determinați care nu au lăsat lupta niciodată în spate. Fac parte din echipa Invictus, detașată în cadrul Clubului Steaua, căreia îi mulțumim foarte mult pentru ospitalitate și pentru faptul că ne-a găzduit în toată perioada de pregătire, ne-a susținut. Ce rol joacă sportul în momentul de față în viața dumneavoastră? Un rol foarte important, pentru că sportul înseamnă sănătate. Și făcând sport, nu știu, ne călimei, pur și simplu fizic, pentru că eu am nevoie de sport pentru transferurile care trebuie să le fac. Transfer din cărucior la volan, din cărucior în pat și unde mai am nevoie. Foarte important acum pentru mine sportul. Eu am avut incident în 2009, în ianuarie 2009, așat în comă indusă vreo două luni de zile. Până anul trecut, în noiembrie, n-am făcut deloc sport, adică solicitare fizică. Am făcut un sport doar așa, puțin alergare, n-am făcut efort fizic intens. Pentru noi militari răniți, acum, sportul reprezintă un mod de refacere psihică cât și fizică. Un pas pe sănătate, un pas spre mai bine. Cât v-ați pregătit pentru această competiție, efectiv? 4 luni legate. Pregătirea este relativ scurtă, sub un an de zile. Pregătirea în zona profesionistă, mă refer, asistați de către antrenorii din cadrul Clubului Steaua, aproximativ 8-9 luni de zile. Perioada de pregătire a început cu o selecție inițială undeva în luna noiembrie anul trecut. Ulterior ne-am pregătit la unitățile de bază. După care în martie a urmat un cantonament la Săftica, centralizat, unde am fost orientați de către domnii antrenori, care pe o probă compatibilă cu starea lui de sănătate, iarăși la unitățile de bază și din aprilie am continuat cu pregătirea centralizată aici în București. Aproximativ 8 luni de zile, da, din ianuarie am început, 8 luni de zile, destul de grele pentru că am stat departe de familie, dar eu zic că am meritat. Chiar acum 2 săptămâni de zile am ieșit campion național, paralimpic, și este toată satisfacția mea. Am început anul trecut, în luna august, și după aceea am fost în permanență cu băieții, oameni deosebiți, caractere tari. Este diferită această competiție față de celelalte pe care le-ați trăit? Da, să spunem așa, este competiția supremă. Un fel de campionat mondial, să spunem așa, doar că este numai cu militari răniți. Aici îți testezi nivelul tău sportiv la nivel înalt. Nu, toate competițiile au fost în aceeași arie. Adică persoane cu dizabilități, noi ca militari veterani și oameni cu probleme de sănătate, n-am considerat că suntem vitregiți. Aveți un obiectiv precis pentru această competiție? Fiecare sportiv are un obiectiv. Eu am zis că să fiu în primul 8. Este prima competiție, sunt sportivi foarte buni acolo. Pentru toți, obiectivul este clasarea într-o parte superioară a clasamentului, indiferent de disciplină, și de ce nu, în disciplinele tactice, unde este aportul personal, în zona personală, gen alergare la 100 de metri sau la tirul cu arcul, chiar și la noi, la powerlifting, de ce nu, poate obținerea unei medalii. Vrem să reprezentăm Armata României la Jocurile Invictus cu brio și sperăm fiecare dintre noi să aibă o satisfacție în urma acestei participări. Unul singur, să-mi reprezint țara.
Cu siguranță vă veți reprezenta cu mândrie țara, așa cum ați făcut-o de fiecare dată în teatrele de operații. Vă mulțumesc mult de tot! Mult succes! Vă mulțumesc! Pentru noi să știți că este încă o nouă misiune și încă una nobilă la care putem participa și oricând va fi nobilă reprezentarea Armatei Române și a României în ansamblu. Steagul reprezintă pentru noi unul dintre simbolurile sfinte. Vă mulțumim foarte mult și așteptăm încurajările de la dumneavoastră.